Începem jurnalul cu o informație de ultimă oră. O mașină a luat foc în urmă cu puțin timp în pasajul Unirii din București. Circulația este blocată pe sensul de mers spre Bulevardul Tineretului. Întreg pasajul s-a umplut de fum, iar oamenii au fost avertizați să părăsească de urgență locul. Mai multe informații ne aduce colega noastră Rodica Tirică. Rodica, ce date ai? Și Băluță zicea de fiecare dată că sunt ăștia care nu... Totul s-a întâmplat în urmă cu scurt timp. Incidentul are loc în pasajul din Piața Unirii, proaspăt inaugurat de autoritățile din sector 4. Este alertă, vorbim despre o mașină care a luat foc. Șoferul a ieșit imediat din autoturism. Nu se cunoaște încă starea de sănătate a acestuia, dacă a suferit arsuri sau dacă are nevoie de îngrijiri medicale. Ceilalți participanți la trafic au fost cei care au dat imediat alarma la 112. Pompierii și poliția încearcă să ajungă la fața locului. Misiunea lor este îngreunată din cauza traficului. Sunt zeci de mașini care blochează ambele benzi în acest moment. În prima fază, agenții vor trebui să blocheze traficul pe celelalte două benzi de mers pentru a putea ajunge la locul incendiului. Totodată este greu și pentru șoferii care sunt deja blocați pe banda pe care are loc incendiul și este greu să mai dea acum cu spatele. Sunt mulți cei care încurcă misiunea salvatorilor și asta din cauza faptului că sunt încă șoferi curioși care circulă cu viteză redusă doar pentru a putea vedea ce s-a întâmplat. După ce pompierii vor reuși să stingă incendiul, va fi declanșată o anchetă pentru a putea stabili cauzele care au dus la producerea incendiului. Vorbim despre o mașină care a fost cuprinsă în totalitate de flăcări, în acest moment arse cu flacără deschisă și primul pas pe care vor trebui să-l facă salvatorii va fi acela de a izola focul și asta pentru ca incendiul și flăcările să nu se mai poată extinde și la celelalte mașini care se află în imediata apropiere, deci la mică distanță de mașina care arde în acest moment ca o tortă. Momentan, traficul este și el blocat și asta va mai dura cu certitudine până când pompierii vor reuși să stingă focul pentru ca mai apoi oamenii legii să poată muta mașina și să înceapă cercetările la fața locului. Polițiștii de la rutier au început deja să dirigeze traficul și să-i reorienteze pe conducătorii auto către alte rute. Misiunea pompierilor, vă spuneam că este cu atât mai dificilă cu cât prima mașină de intervenție, iată, prima auto specială care a ajuns la locul incendiului, nu a putut intra în pasaj din cauza atenției a limitatoarelor de înălțime. Nu este primul caz de genul acesta, au mai fost nenumărate accidente până în acest moment în care mașinile nu au putut intra din cauza înălțimii. Este panică în continuare pentru toți șoferii care se află acum prinși în blocajul din pasajul Unirii și asta pentru că, atenție, fumul degajat este unul dens, iar mai mult decât atât, ventilatoarele montate pe sensul de mers spre universitate, potrivit martorilor de la fața locului, nu funcționează. Până în acest moment acționează pentru stingerea incendiului 5 auto speciale cu apă și spumă și acum rămâne de văzut dacă vor mai fi suplimentate mijloacele de intervenție. Rodica Tirică, mulțumim pentru informații.